Deși sunt tânăr, aș zice că și eu sunt, -un, uh, sunt un dinozaur, ca domnul București, dar sunt un dinozaur tânăr pentru că reprezint o tehnologie foarte bătrână, radioul. Sigur, e mai nou decât presa scrisă, dar e totuși bătrână. Iar ceea ce faceți dumneavoastră este viitorul. Și mă bucur că există. Viitorul este YouTube. Și ați făcut foarte bine că ați intrat pe acel canal. Ați făcut foarte bine că ați creat videoclipuri și cred că puteți face ceea ce noi, cei dintr-o presă care probabil sub amenințarea tehnologiilor disruptive o să dispărem la un moment dat dacă nu o să ne reinventăm. Puteți să faceți un lucru cu totul aparte. Puteți să veniți cu pachete informaționale foarte, foarte mici, cu videoclipuri care să aibă, eu știu, 3 minute, 5 minute, 1 minut și jumătate, pentru că tinerii de astăzi nu mai au absolut deloc răbdare. Însă, ceea ce e foarte interesant la tipul ăsta de tehnologie și de comunicare, este că acele clipuri pot să nu treacă niciodată. Cuvintele mele de la radio țin un minut și atât. 30 de minute și atât. Eventual le mai rea cineva seara sau cine știe când într-un concediu. O emisiune TV poți să o răi la un moment dat în buclă cât timp? O lună, două. Însă un videoclip pe YouTube poate să rămână aproape pentru totdeauna. E, într-un fel, echivalentul veșniciei mediatice. Un ziar trece, îl găsești, eu știu, la arhivele e, Bibliotecii Naționale, dar cine stă să se uite acolo? Dar pe YouTube poți să găsești videoclipuri încă de la apariția acestui canal. De aceea, ceea ce faceți dumneavoastră este, într-o măsură, foarte inovator și, în același timp, foarte conservator. Adică, puteți să dați o informație nepieritoare. Cred că asta înseamnă până la urmă creștinismul. Vă mulțumesc!